Bună seara tuturor, bine ați venit! V-am invitat majoritatea cei care sunteți prezenți să veniți de la 6:30, în speranța că ne strângem până la fără un sfert, până fără 20, iată că s-a întâmplat acest lucru, doar ca să vă spun două vorbe despre evenimentul din seara asta. Dincolo de faptul că este o avantpremieră a unui nou spectacol în repertoriul teatrului, o avantpremieră este întotdeauna un eveniment foarte important în viața unui teatru. Este un eveniment special și pentru că inaugurăm, așa cum spunem noi, provizoriu acest spațiu teatral, acest spațiu de teatru. După cum bine știți, sala noastră de spectacole a intrat în renovare, sala fostului teatru Fantasio, de vis-a-vis Bulevardul Ferdinand numărul 11, clădirea este a primăriei municipiului Constanța și a intrat într-un proces de renovare, reabilitare cu fonduri europene în luna noiembrie. Din acel moment am rămas cumva suspendați pentru că nu am avut nicio alternativă viabilă unde să ne desfășurăm spectacolele. Din păcate, singura opțiune pe care am considerat-o noi fezabilă pentru a ne desfășura spectacole de teatru așa cum s-ar cuveni, ne-a fost, să spunem, respinsă, nu ni s-a deschis ușa așa cum ne-am fi așteptat din partea colegilor noștri. Așa că sala în care Teatrul de Stat, Teatrul Dramatic Ovidius pe acea vreme și-a desfășurat activitatea mai bine de 50 de ani, ne-a fost închisă și nu am avut acces. Cumva am tras câteva semnale de alarmă legate de lipsa de solidaritate care a existat în oraș din acest punct de vedere, dar totuși am găsit parteneri și țin să apreciez eforturile făcute și de Biblioteca Județeană și să-i mulțumesc domnului profesor Angelo Michievici și de Centrul Cultural Județean Teodor Burada, doamnei Doina Voivozeanu, prin Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin. În cele două spații am încercat și am reușit într-o oarecare măsură să adaptăm unele dintre spectacolele noastre. Puține, pentru că foarte puține s-au adaptat la acel gen de spații. În aceste condiții a trebuit să găsim o soluție și acest spațiu în care ne aflăm, care până în urmă cu 3 săptămâni era sediul nostru administrativ, era un spațiu de birouri, a fost transformat printr-un efort foarte, foarte mare, vă spun într-un timp record, într-o sală studio. Majoritatea dintre dumneavoastră, mă uit în jur, foarte mulți oameni de teatru, știți foarte bine ce este o sală studio. Două vorbe pentru acei dintre dumneavoastră care nu cunoașteți acest lucru. Orice teatru serios, orice instituție teatrală are mai multe tipuri de sală de spectacol și în mod normal trebuie să aibă cel puțin două tipuri. O sală mare cu o scenă italiană, ceea ce înseamnă că publicul este pur și simplu în față cu spațiul de joc, și o sală studio. O sală studio este acel spațiu în care, un black box theater în limba engleză, unde spațiul este complet adaptabil. Publicul poate să stea în diverse forme, în diverse poziții față de spațiul de joc, în funcție de viziunea regizorului, în funcție de cum doresc realizatorii respectivului spectacol. Oricum, ar fi fost bine să avem o sală studio. Iată că acum nevoia ne-a împins să creăm o sală studio. Forma în care acest spațiu a fost transformat dintr-un spațiu cu mulți pereți și multe birouri, o să vedeți imediat cum arată, este o formă provizorie pentru că ne dorim ca la vară, când închidem această stagiune, 2021-2022, acest spațiu să intre într-un nou proces, într-o, să spunem, o adaptare mult mai complexă, nu așa, sperăm că mai safe de atât. Toată lumea ok în spate? Dacă nu se aude nimic, sper că e de bine. Atunci e regulă. Bun. Spațiul va fi, sperăm să devină, una dintre cele mai frumoase săli studio de teatru din țară. Ne dorim acest lucru și avem și premisele. Nu vă voi spune acum încă cine sunt partenerii noștri din societatea civilă și din, spunem, mediul de afaceri constanțean, pentru că deja avem câțiva, dar până nu avem angajamentele ferme și proiectul gata scris, nu voi dezvălui aceste lucruri. Dar vă pot spune că avem
parteneri care deja s-au angajat să ne sprijine cu bani și cu forță de muncă și cu materiale și vor să-și pună amprenta asupra, să spunem, infrastructurii culturale din Constanța. Din nou, este o formă provizorie, dar sper să vă bucurați. Cred sincer că toți cei care sunteți în această seară asistați așa, la o mică picătură din istoria culturală a Constanței. Sper să vă bucurați de acest moment și sper să vă bucurați în viitor de spectacolele Teatrului de Stat în această sală, în viitoarea, în sala proaspăt renovată, când va fi ea gata și Doamne ajută, de ce nu, la un moment dat, într-o nouă clădire de spectacole, așa cum ar trebui să existe în Constanța. Și bineînțeles, la vară, la stagiune, pe parcursul stagiunii estivale, la Teatrul de Vară Sovejan. Vă așteptăm cu drag, o să aflați din nou. Știți că acum 2 ani am organizat o stagiune estivală destul de amplă. Anul trecut, din păcate, nu am avut fondurile necesare pentru a face acest lucru. Anul acesta o vom face din nou. Și începând cu luna iulie, din nou vom avea spectacole atât la Teatrul de Vară, cât și în Parcul Arheologic, așa cum a fost acum 2 ani. Deocamdată, eu vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Am uitat un lucru să spun. Ce vedeți transformarea? Acei dintre dumneavoastră care știți cum arăta acest spațiu înainte, veți aprecia poate mai mult transformarea. A fost făcută cu colegii mei în integralitate și vreau să le mulțumesc foarte mult pentru un efort foarte mare pe care l-au făcut echipa tehnică a teatrului, condusă de directorul tehnic, Viorel Urse, și toți colegii mei, mașiniști, recuziteri, tâmplar, lăcătuș mecanic, pictor, artist butafor, șofer, toată echipa tehnică, dacă am uitat pe cineva, îmi cer scuze, dar întreaga echipă tehnică și nu doar, și echipa administrativă a pus umărul la această transformare în timp record. În rest, vă mulțumesc mult pentru participare și vă invit să vedeți acest spectacol, Universuri Paralele, după piesa Rabbit Hole, de David Lindsay Abert. Probabil știți mai multe dacă ați urmărit informările noastre despre acest spectacol. Atât. Vizionare plăcută!